Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu un video nou despre site-ul SwiCoin. În acest video voi arăta că azi, din a treia zi, s-a primit de cumpărat primele monete la ei. De ce? Acuși vă arăt. Când intrăm în back office-ul, ei au pus o inscripție. Deci ce s-a întâmplat? Ei au făcut de pe 28 noiembrie, azi 28 noiembrie, posibil ca fiecare om să poată cumpăra doar 50 monete o dată pe zi sau de, în total 50, o să vedem mâine, vom mai încerca. Eu azi am reușit. Să iau 50, deci asta îi scriu în condiție când intrăm noi. Și aici scrie, rețineți că un număr maxim de 50 SwiCoin pentru o persoană pe cont este aplicat pentru CICO pe data de 28, deci apelat. Nici cauză, deoarece uitați-vă. Pe zi se dau la vânzare doar 500.000 de SwiCoin. Noi suntem înregistrați peste 650.000 de oameni deja. Și deci dacă la fiecare ar ajunge câte 50, ar trebui 32 de milioane și ceva de monede. Iar total sunt catare în ICO doar 15 milioane. Deci să primești fiecare a doilea, nu o să reușească să cumpere monede. De cei care stau pe gânduri, vă recomand cât mai repede să depuneți Bitcoin la ei pe site și să cumpărați monede. Sau pe urmă, când o să fie, o să cumpărați pur și simplu mai scump. Deci moneta aceasta, deoarece uitați-o cât doritori sunt, ea va crește. Și acum când prețul este 0,1 dolari, deci pentru 50 de monete dați 5 dolari, ca exemplu. Pe urmă va fi mai scump și mai scump și mai scump. Deci uitați-vă, aici se vede. Eu am cumpărat 50 de monete. Din balanță. Am făcut cumpărătură și unde văd eu istoria, cum să văd dacă se vede. Nu se vede. Deci traducerea încă duce o leacă la eroare. Istoricul tranzacție, dar vedem aici dacă este. Nu. Deci ce se vede? 28. Deci în cont mi-au intrat Bitcoin. Iar minus deoarece eu am făcut cumpărături cu deci. Am cumpărat 23 am depus bani Bitcoin. Iar pe 28 azi am cumpărat monede. Așa ceva, am arătat în alte video, deci apare de dată automat, deci nu pot schimba demo, nu trebuie să te pui cifra, el automat fixează. Bufați, bufați și
Același principiu cum era în 10 timer la mine, eu n-am închis ora 10.17. Ora serverul de catare cum e 12.07. Două ore în urmă eu am făcut cumpărători. Deci mâine, la fel, cine dorește, poate să intre și să încerce norocul. Catare din Moldova. Moldova vreo 5 oameni a cumpărat. Dintre care eu cred că 6 le eram. Asta înainte de tranzacții care am făcut-o, poate mai mulți oameni, deci 205 țări aici deja sunt înregistrați. Merită de cumpărat moneta, căci pe urmă să vedeți, o să fie încă multe momente legate de câștig din rețea, cine vrea să câștige din rețea. Tot vă recomand, dacă încă stați pe gânduri, să vă înregistrați. La câteva minute, vedeți, mă aruncă din cont. Ca să intre în cont, trebuie să pui originalul. Deci, ca să nu iasă video lung, deci ați văzut, eu am făcut cumpărătura. Se poate cumpărat, doar că trebuie să fiți mai insistent. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.